Dragilor, bine, v-am regăsit la un nou episod, Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi un prieten foarte drag, Cristian China, Birta, blogger, antreprenor și aș spune, eu cred că n-aș greși cu nimic, dacă aș spune cititor de cursă lungă, așa, pentru că Cristian obișnuiește la finalul fiecărui an să facă așa un soi de top al cărților citite pe anul în curs. Uh, și astăzi uh, ne-am gândit să povestim, ne-am oprit asupra unei cărți, ne-am gândit să povestim puțin despre împletind iarba sacră, înțelepciunea indigenă, cunoașterea științifică și învățăturile plantelor de Robin Wall. Chimere, botanist cu un master în, în, în botanică, profesor universitar, mamă a doi copii, și iată această carte, putem spune, un bestseller, New York Times, Washington Post. O carte care vorbește despre reîntoarcerea la natură, despre conexiunea cu natura. Și aș începe discuția noastră, Cristian, și te-aș întreba ca simplu cititor, pentru că am mai avut discuții pe marginea acestei cărți, spun eu, realmente superbe, cu specialiști sau cu diverse persoane care au citit cartea într-o anumită, dintr-o anumită perspectivă, într-o anumită cheie, că vorbim despre tradiția șamanică din Nordul Americii, că vorbim despre, nu știu, profesori universitari, că vorbim din zona aceasta. Cum ai simțit tu această carte ca un simplu cititor și de ce ai recomanda o Păi, domnul Sorin, stai să spun ca simplu cititor, în primul și în primul rând, că eu n-aș fi citit niciodată cartea asta dacă nu-mi ziceai tu de ea. Și oameni buni, nu că mi-o zis, zice, băi, atât ai de tare cartea asta, zic, bine mă, pentru că eu din prima n-aș fi luat niciodată. De alea cu împletit de iarbă, sacre, de alea, nu, nu sunt cea mai spirituală. E genul tău. Să zic așa. Nu e genul meu de nicio culoare. E, și vorba englezului nu știu de ca o carte după copertă și după cum îi zice titlu. când am început să o citesc, eu am găsit acolo patru uh, ipostaze, să zic așa, ale autoarei în care m-am regăsit sau în care aș vrea să mă regăsesc. Anume, părinte, că e foarte fain cum povestește ea ce uh, provocări, avea ca părinte, mai ales că ea e cam ștruleba, adică așa în creierii capului. Adică ai văzut cum să-și caute acasă, în depărtări, să le pune fete la lucru și așa. Dați provocările unui părinte care vrea să sigure copiilor ce mai bine ca să se dezvolte. M-a regăsit în aia. După aia, doi, m-a regăsit foarte tare în uh, cum își nu, încearcă ea să, să meargă înapoi la rădăcini, la uh, nația ei indiană, nativă. Uh, și dar la ei. Da, atenție, dar nu nostalgia asta așa jenantă de multe ori, cum, ai, pe vremea mea, când dacii nu aveau curent și, oh, ei hey, așa. Nu, ea o face din perspectiva asta de biolog, că e foarte exact. tare, doamna, pe... face din perspectiva de biolog și zice, bă, fi atent, eu ca biolog îți spun asta și ca om care încearcă să reconecteze la trecutul ei și la așa uh, native Indian de ăla, te ajută în contemporaneitate, adică în viața asta super rapidă pe care o trim, te ajută așa. Ia asta mi asta mi-a plăcut foarte tare. Că doamna vine și uh, zice, nu te ceartă, mă. Și că multe cărți de astea, le-ai deschis din pagina 3, Ce simți că e de căcat, <laughs> e super nașpa, ești mort, ești terminat și practic intri în depresie. Ea vine și zice, bă, fiate, uite-ați cum am făcut eu, că asta, încă, asta am să zic, cealaltă ei postează. Ea nu predă lecții. Ea zice, eu așa am făcut. Eu așa îs. Eu de acolo mă trag. Asta fac. Mă, mă duc înapoi cu natura. Cei care o să citească o să vadă că e acolo o secvență care e un fel de temă recurentă când curăță iazul ăla. Uh -huh. Știi? Și întâi intră cu picioarele goale. După aia și acizme. Încercările alea de a să lupta cu natura dar de a face parte din ea, mie mi s-a părut extraordinar. Aia a fost așa o, o poveste în sine, în, în cartea aia. Asta mi-a plăcut foarte tare la carte. Unul, că nu mă ceartă, că încearcă cumva să mă înțeleagă și pe mine prin ce trec prin provocările astea și să zic că posibil, posibil, că dacă faci și tu câte ceva din ce fac eu, să mă întorc la natură, să mă tot gândesc de unde vin, pe unde plec și așa, S-ar putea să fie mai bine în viață. Crezi că prin această carte putem spune că este așa un soi de, nu știu cum să-l numesc, un apel la trezire sau un semnal de alarmă pentru a proteja darurile naturii și cumva a celebra uh, bogăția culturală a conexiunii noastre cu mediul înconjurător? Pentru că, într-adevăr, ea din, uh, din toate perspectivele ei și de om de știință și de mamă și făcând apel cumva la relația ei cu părinții și toate poveștile din copilăria ei, pentru că ai văzut acolo, e ca un soi de intri dintr-o poveste în alta. Mă gândesc că omul contemporan, și a face apel la treaba asta, omul contemporan s-a îndepărtat foarte mult de relația cu natura, s-a străinat a și distrus relația cu natura și eu în toate discuțiile pe marginea acestei cărți făceam cumva uh, referire la ceea ce s-a întâmplat uh, în perioada pandemiei, când toată lumea stătea în casă da? și cele mai bucuroase erau animalele care da deja, bă, gata, nu mai vin ăștia peste noi, intră în habitatul nostru, ne vânează, ne ucide ne, și așa mai departe. Și parcă nu știu, era, era simțeai, simțeai parcă liniștea uh, uh, naturii. Nu mai mergeau atâtea mașini, nu mai era atâta aglomerație, nu mai era atâta oameni și așa mai departe. Și mă gândesc că uh, cartea ar putea să reprezinte un astfel de apel la trezirea sau la conștientizarea omului contemporan, că bă, nu ne îndreptăm spre ceva tocmai bun. Mai știi cum eu, în doar atâta activitate de 25 de ani fac marketing. Eu am învățat un lucru fundamental. Nu există un public pentru cartea asta. Există publicuri. O citesc eu. Eu înțeleg ceva din ea. O citești tu. Înțelegi altceva O citești și fică mea. În mijlocia, la 19 ani, înțelege ceva. Poate ajunge să o citească și fică mea la 12 ani. Înțelege cu totul și cu totul altceva. Asta mi se pare foarte tare la cartea asta. Că numitorul comun îi nu neapărat să trag semnal de alarmă, că încă o chestie care mi-a plăcut la cartea asta. Nu-i tone of voice-ul, să zic așa, nu-i panicard, așa, nu-i, sunteți praf, sunteți așa, nu, știi? E așa, nici măcar nostalgic de ăla, că mie, păi, mie mă enervează nostalgia aia, nostalgia fără finalizare, ca să zic așa, știi? Aoleu, ce-am făcut, cum suntem, pe era mai bine, întoarcerea asta permanentă la vârsta de aur, știi, aia care nu mai există. Uh, și bă, să poate și așa. Bă, măi, bă, ia stați un pic. Stați un pic, că ceva s-a întâmplat firesc cu ăla despre care vorbea ea, că și ea și recunoaște, că și ea și el l-a pierdut. Că tocmai asta, practic, cartea asta, asta e. O, o, un fel de jurnal a ceea ce au făcut ea ca să recupereze conexiunea ei cu natura. Și atenție, vorbim de o botanistă super doctor de gen, care era conectată cu natura. Da, dar avea ochelari greșiți. Că și ea recunoaște. Era ochelarul de om de știință. Și atunci grădăcina crește, se face bulb, nu știu ce, germinează și la revedere. Dar de fapt, ea să conecta cu filozofia din ceea ce înseamnă relația noastră cu natura. E foarte fain din punctul ăsta de vedere. Încă o dată, cred că eu sunt foarte nervos așa și mă enervează foarte tare orice așa, tendință de asta tezistă, să zic așa, știi? Uh -huh. De-aia mi-e foarte greu să citesc cărți de -asta care ne arată în pragul colapsului și așa, că sunt panicate și nu au neapărat fundament. Dar doamna asta cum vine și ne povestește, cum vine și ne oferă po posibile soluții din experiența ei, mi se pare că e de un ajutor fabulos, indiferent la vârsta la care uh, citești cartea. Că știi cum e? Adică înainte, acum 100 și de ani, nu știu ce era, era firesc să fii în conexiune cu natura. Acum noi nu avem ce face. Noi nu mai știm. Noi nu mai știm. Ia, hai apucă-te și tu și dă cu coasa, domnul Sărin. Te după pe da. câmp acolo și să dai. Stai că, dai că cu eu coasă. știu să te cu, cu coasa. să știi. Stai că eu știu da, să dau da. cu da. că am copilărit în zona aia. Știi, da, știi Tu? tu știi, dar ăștia mai tineri ca noi nu știu. Și atunci da. trebuie reînvățat. Și nu reînvățare, nu se face. Am uitat să dăm cu coasa. Hai repede să dăm toți cu coasa. Că să, dai să mă, crezi respingere. Ea zice, vin câmp, țin mirosul. Așa, și după aia îți explică de ce trebuie să dai cu coasa că trebuie tăiată iarba, trebuie afunată, trebuie dusă la animale și îți face toată povestea asta și îți o dă ca opțiune. Și zice, bă, ar fi foarte frumos dacă ai face și tu reîntoarcerea asta la natură. Așa. Și ce, ți minte, apropo de asta, preocup, e, e, foarte fain că e și deschis așa, așa, povestea cu bunicul, cu cafeaua. Mm -hmm cum făcea cafea și nu mai țin minte exact cum era, cum făcea cafea și rostea niște cuvinte, așa un fel de cuvinte care ei când era uh, copilei îi se magice și de fapt, Ma și de fapt la ca niște mantre. Ca niște mantre, așa? Și după aia, în timp, a că, de fapt, să nu era nicio mantră, pur și simplu, <laughs> vărsa cafeaua pe pământ, da. Vărsa cafeaua și zicea el ceva acolo. Nu, vărsa cafeaua că nu avea ce face cu ea. Dar cumva ea o interpretat așa și mi-a plăcut foarte tare asta, inclusiv asta. Da, băi, mă, că nu totul e magic și așa, atât bunicii noștri au ce mai deșters, ce mai nu știu ce. Nu, și ei, au făcut ce-au putut în lumea asta. Adică și inclusiv veridicitatea asta cu care punea problema, mi-a plăcut foarte tare la, la stilul ei. Pentru că ea împletește poveștile din carte, aș spune eu, atât cu date științifice, cum spune tu, pentru că până la urmă vorbim despre uh, un om care are un... Uh, Spuneam mai devreme, un master în botanică și un doctorat în ecologie vegetală, dar cel puțin eu, ce am observat eu în carte, pe lângă această deschidere și sinceritate a autoarei și autenticitate și chiar vulnerabilitate, mult umor. Și vreau să te întreb dacă, pe lângă cele menționate puțin mai devreme. Dacă ți-a rămas în minte o poveste anume, uite, eu de exemplu și-am spus-o de fiecare dată, mi-a plăcut foarte mult și cea cu femeia căzută din cer, această metaforă, dar mi-a plăcut foarte mult principiul, să-i spunem, sau legea reciprocității, în care ea vorbește despre plantele care se, se ajută. Și vorbeam, na, suntem ardeleni. <laughs> Vorbeam cu Olimpia Mioara Mireștean Care a venit cu perspectiva, să spunem, tradiției șamanice Ea fiind născută undeva între Târgu Mureș și Bistrița, zona aia Mureș Cum era în copilărie Și aș vrea să te întreb și pe tine dacă îți aduce aminte Copilările noastre au fost oarecum apropiate și ca ca perioadă și ca ani, dar și ca uh, spațialitate. Între noi cred că erau vreo 50 de kilometri, eu în județul Sălaj, tu uh, aproape de uh, Baia Mare. Uh, mă gândeam la uh, acei, uh, cum să le spun eu, lugeri de, de porumb, cu bostanii din grădină, la noi bostani sau dovleci, da? Și acei pari, iarăși în ardeal să numesc rude, da? pe, care se, pe care se întindeau, așa ca o liană, uh, se întindea vrejul de fasole. Deci, iată, porumbul, dovleacul și, și fasolea, cum într-un spațiu, să spunem, uh, poate că na, nu vreau să folosesc cuvinte bombastice, dar mă duce cu gândul la rădăcini, un, un spațiu ancestral, aceste, uh, aceste plante se ajută. Și de aici, iată, legea sau principiul reciprocității. Știi ce am realizat la un moment dat citind carte când ea povestea exact lucrurile astea și exact cum le zici tu, îți transmite, dar nu ți le zice direct, știi? Păi prostule, ia stai jos, mă, și scriți, știi? Îți dau examen, nu. Îți sugerează. Uite ce frumos e în natură, cum se completează unele cu alte, cu... crește un pic de ajutor să le dai și tu și trebuie să vii cu sufletul acolo să zici, ia, trebuie să mă duc să-mi plâng rugele alea în pământ să crească fasolea pe ele. Nu, trebuie să participe. Și au făcut la un moment dat să mă opresc din citit să-mi pun întrebarea. Bă, eu am făcut asta în copilărie. Corect. Bă, de ce s-a întâmplat de la un moment dat brusc și iremediabil? N-am mai, -am mai făcut niciodată nimic asta. Adică să-ți bași tu mâna în pământ, așa. Și n-am găsit răspuns. Posibil și asta să fie un efect al cărții. Bă, ia și te răspuns. Ce s-a întâmplat cu tine? Adică, dintr-o dată, cum zicea bunica mea, că uh, uram, de exemplu, la cartofi. Deci, cartofi, pe mine, m-au distrus psihic. Că mă punea într-una la, la cartofi. Sapă, la, cartofi. la sapă la cartofi și vai de capul meu. Și l-a luat gândaj de colorado de pe ei și oribil. Nu mi-a plăcut deloc. Și tot am o bunică la azi, mă, mă duc și eu, așa, nu știu ce, treci acolo și muncește și zice, dacă nu-ți place, duce la oraș și fă-te domn. Da. Să nu fiți săran ca noi. Așa făce zis, fă domn. No, m am făcut domn. Dar cred că m-am făcut prea mult. Știi? Dintr-o dată nu parcă nu mai e așa, știi? Nu că nu-mi place eu, eu când mă duc oricum, mă duc, deci, la Festival de Bluzi de la Brezoi. Eu, circul nu mă descult pe acolo. Când mă duc la Casa Bunicii lui Soția, în Cugir, nu mă descult circul. Adică sim nevoia aia de. de, de talpă pe cu pământul, pământ, așa, de știi? exact. Da, talpă pe pământ, așa, și îmi place și mă duc, mă duc, iau morcovul, dau de două direct din grădină de el, îl mai scutur de pământ și îl bag direct în gură și îl mănânc. N-am nicio treabă, știi? Îmi place asta. Dar ceva undeva s-a rupt în decursul ăsta al vieții mele de a mă face domn, știi? Cumva, nu știu ce sunt, la vezi că uite și asta e o temă cu care am rămas. Probabil tema principală cu care am rămas în ceea ce mă privește după cartea asta. Bă, când ai... Când te-ai făcut așa mare domn? Deși asta a te face domn că zic ce vorbi bunica, dar eu cred că mai, mai domni sunt oamenii care încă stau cu mâinile în pământ decât mulți dintre noi orășeni. Da, probabil că și mă gândesc că și uh, faptul că. Uite, cum mi s-a întâmplat și mie. mergeam în vacanță, și apoi, pe măsură ce creșteam, răream drumurile sau răream uh, 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 timpul petrecut acolo. Dacă în copilărie stăteam în vacanța de vară, undeva în jur de două luni jumate, Uh, cu cât trecea timpul, mi-aduc aminte de prin clasa 10 a 10-a, cred că am fost ultima dată să stau așa toată vacanța. Uh, din ce în ce mai puțin, din ce în ce mai puțin, pentru că vin și lucrurile din viață, uh, vine o școală, vine o facultate, vin niște cursuri, te căsătorești, faci copii, probabil că nu mai ai timpul necesar, da? Și te mai duci la ei când. Nu știu, de sărbători sau așa. ți o câteva zile, 4-5 zile, o săptămână și te duci în vacanță, indiferent că te duci de Crăciun, de sărbători sau te duci vara. Dar cred că alea sunt momentele care să te readucă cumva, chiar fără a cădea într-o nostalgie de asta blegoasă, dar să te reconecteze cu să simți, uite, mi-aduc aminte, până și mirosul Iată, deci ce interesant, da? Preceau uh, uh, cirea de, cum era la noi, ciurdă, da? De vaci. Uh, până și mirosul ăla de balică. Uh, deci, mie unul cel puțin să-mi fra... wow! Adică, cumva, te du... uh, uh, mirosul, știi că mirosul e foarte important în aducerea amintea unor momente și, și terapeutul ședințele de terapie întreabă te legat de anumite mirosuri, face conexiuni cu ceva momente din copilărie. E uite, mirosul ăla mi se pare senzațional. Mie îmi plăcea foarte, foarte tare cum mirosea în graj de la bunica. E, uite, da, da. animale, a, paie, așa, extraordinar. Ce tare îmi plăcea mirosul ăla. Și nu l-am mai sau, da, bine, rost, bine, aia era iarba aia și să mănânci măcrișul acela. direct da, din, da, da. de acolo. Mai era e altceva. Și, uh, simplu gest de a lua mă, mărul, sau pruna din, din, copac. Că uite, acum realizez că mă, nu erau prunele și toate fructele noastre pe care le mâncam. Uh, nu arătau deloc așa perfecte cum sunt acum în supermarketuri. Erau mai strâmbe, erau așa, da, dar cum miroseau rost și ce toastă. gust aveau fenomenal. și Adică n-ai nicio treabă cu ce se întâmplă. Inclusiv la prune. Eu nu cred că am mâncat o prună care să nu aibă știi, ceara aia acolo pe ea ce? sau ceva. Sau... Mm -hmm. Și adică nu. Și erau senzaționale de gustoase. Și așa. Ce s-a întâmplat când am pierdut noi legătura asta? Nu știu ce. Pe de altă parte, vezi că încă o dată, ce face cartea asta dacă ai creierul deschis? Și atenție, că aici poate avem o discuție separată, domnule, domnule dragă, că ce văd așa mai intelectual, așa mai spiritual. Bă, ce înseamnă să ai creierul deschis? Că multă lume confundă a avea creierul deschis cu a căuta permanent soluții să-și rezolve probleme. Răspunsul, da. E, e, o mare diferență. Dacă tu citești cartea asta și după aia zici, da, pe păi că nu mi-o zis nimic ca doamna asta. Păi, nu înseamnă să ai creierul deschis. Înseamnă să-l ai închis sub formă de săgeată către un obiectiv. Întreb răspunsuri, trebuie soluții, trebuie rețete. Nimeni nu ți dă rețete, măi e bun. Tu citești cartea asta, deschizi la cap, să observi posibile ingrediente pe care să le pui în rețeta vieții tale și apoi de acolo încolo e treaba ta cum să faci mâncarea aia și ce uh, rețetă folosești tu. Dar asta îți dă niște ingrediente și niște ingrediente foarte bune uh, dacă ești atent la. La ce zice, doamnă. Și acum, pe finalul discuției noastre, un mesaj, să spunem, către, către cititori. Uh, nu doar ca o recomandare de lectură, dar așa ca un fel de esență, da? adunat, așa ca un fel de sinteză cu ce ai rămas tu din această carte. Mă, nu pot o sinteză așa, eu zic numai așa, o presinteză. O presinteză e că nu mai judeca niciodată carte după copertă și după aia. Serios, deci nu citeam cartea aia dacă nu ziceai tu că e bună. Și ai avut dreptate, e foarte bun. Dar n-aș fi ales-o niciodată. Apropo de să fii deschis, ce dracu, mai că fii mai deschis un pic la asta, că și la asta m-au pus pe gânduri, iar dacă e cu ce am rămas din cartea asta, îi că, eu personal zic, ei să reușesc să găsesc răspunsul la întrebare și am terminat-o de ceva vreme și tot nu mi l-am găsit. De ce am, am, plecat atât de departe de natura aia care mi era îngrozitor de dragă? Deci eu abia așteptam să scap de baia mare de bloc uh -huh. ca să fug la târgulă Lăpuș, la bunica din partea tatei sau la suci jos un pic mai acolo între, înspre gros și țibleșului la bunica din partea mamei și să umblu pe dealurile de dimineață până seara. Că și fugeam de acasă, când auzeam, mâine avem zi de cartofi. Nici nu dormeam și fușeam acasă. Și apoi mi-o luam când ajungeam seara de pe dealuri, dar fentam ziua de cartofi, și Atât de tare îmi plăcea. Și apoi, dintr-o dată, numai cu poponeața în mașină și, și toată ziua întâlniri, suntem importanți, suntem de obicei, ești important. E tot în pământul ăla din care ai venit, ajungi. Nu mai dat atâta importanță și încearcă să înțelegi pământul ăla din care, oricum, tot acolo ajungem și tot aia în fi. Apropo de iarbă <coughs> și de experiențele copilăriei din zona aia, bineînțeles, ai fost vreodată la uh, strânsul fânului și-a dus acasă? O, oh, ai câte fâcituri! <laughs> câte fâcituri, <laughs> fucituri, am... fucituri, da! Călcare? Mă urca acolo exact, pe aia să exact, caut exact, fânul, da. O, oh, uite capul meu la asta, mă pace, nu mi-a duce aminte <laughs> cât am greblat de hectare între sute de hectare de am greblat. I-am făcut că bunica asta era, ți-am zis. Să vezi cât e de greu să fii țărași, să ce faci domn. Și m-am făcut bunică dragă. Dragilor, a fost alături de noi Cristian Chinabirta, blogger, antreprenor și iată, cu umor, aș spune eu, și cu deschidere, cum spunea Cristian, am discutat pe marginea cărții împletind iarba sacră, înțelepciunea indigenă, cunoașterea științifică și învățăturile plantelor, o carte publicată la editura Herald pe care o regăsiți pe site-ul editurii Herald. Îi mulțumesc lui Cristian pentru mărturisirea aceasta de credință, pentru autenticitate și pentru faptul că, într-adevăr, este o minte deschisă care citește cu multă deschidere uh, cărțile și sunt convins că răspunsurile la această carte ele încă încă se alchimizează acolo încă se procesează, da? dar la un moment dat răspunsurile pe care noi ni le întrebările la răspunsurile pe care noi ni le punem uh, vor veni la la un moment dat. Așadar o carte, aș spune eu, o carte plină de învățături pline de, de înțelepciune pe care vă recomandăm cu mare drag. Mulțumim, Cristian, și vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi și vă invităm la un nou episod Cărți deschise pentru minți deschise. Lectură minunată să aveți! La revedere!